Mărarul a fost din cele mai vechi timpuri mai mult decât un condiment. În evul mediu, când superstițiile erau la putere, acesta era folosit pentru protecția împotriva vrăjilor și a farmecelor, iar în zilele noastre, această plantă este utilizată pentru virtuțile sale în bucătărie, dar și pentru efectele sale terapeutice. Mărarul este o plantă aromatică populară, cunoscută pentru frunzele și semințele sale folosite în bucătărie și în scopuri medicinale. Originală din regiunea mediteraneană, dar cultivată în prezent și în multe părți ale lumii. Frunzele sunt utilizate pentru a da aromă mâncărurilor, precum supe, salate, sosuri calde, dressing-uri preparate pe bază de pește sau carne. Însă e bine de știut că mărarul este și o sursă de vitamine și minerale, cum ar fi vitamina C, vitamina A, fier, calciu și potasiu. Iar dacă este transformată în tinctură de mărar sau ulei de mărar, poate avea unele beneficii pentru sănătate. Are efecte antiinflamatoare. Inflamația acută este un răspuns rapid și temporar al organismului la o leziune sau infecție și este utilă deoarece împiedică răspândirea infecției și permite corpului să înceapă procesul de vindecare. Inflamația cronică însă, care persistă săptămâni, luni sau chiar ani, este cauza apariției multor boli grave. Mărește elasticitatea pielii. Unele studii au dovedit că tinctura de mărar aplicată la nivel cutanat redă elasticitatea și fermitatea pielii, combătând efectele îmbătrânirii. Extractul de mărar stimulează sinteza elastinei, oferind pielii un aspect mai tânăr. Persoanele cu sensibilitate sau alergii la plante, cum ar fi morcovii, pătrunjelul, feniculul, ar putea reprezenta și o reacție alergică la extractul de mărar. În caz de erupții cutanate, mâncărimi sau orice alt simptom alergic, ar trebui să încetezi utilizarea și să consulți un medic. Administrarea prelungită și excesivă de extract de mărar ar putea afecta nervurile hormonale, în moduri în care nu sunt pe deplin înțelese. Acest lucru ar putea avea efecte asupra sănătății generale și a funcționării sistemului endocrin, relatează doc.ro.